Medicul Dragoș Barcă, de la Centrul de Primire Urgențe al Spitalului Municipal de Urgențe Roman, a fost atacat de un etnic rom în timpul gărzii din noaptea de 27 spre 28 mai, după ce pacientul, care nu era o urgență medicală, așteptase un sfert de oră. De la orele 8 seara, după o tură de după amiază, la un moment dat aveam câțiva copii loviți de consultat, a apărut un cetățean, probabil de etnie romă, care acuza dureri precordiale tip anginos. Stând în triaj, paturile fiind ocupate, începuse scandalul dumnealui cu aparținătorii lui, cu fiul și câțiva aparținători, cu asistenta din triaj, începuse să o agreseze verbal. M-am dus să văd despre ce este vorba, i-am explicat respectivului că va fi consultat cât de repede posibil după ce se vor elibera paturile. În momentul acela, asistenta din triaj mi-a atras atenția altei paciente care avea un șoc anafilactic, care era mai gravă decât respectivul. Nici n-am avut timp să mă întorc spre ea să o văd, când am fost lovit direct în gât, în trahei, și pus jos, căzut din picioare, lovit la cot, la șold, mi-am pierdut cunoștința, cred că un minut, două. Deci, practic, e vorba de o agresiune, am simțit-o, un atac efectiv a unui om cu ură și violență împotriva mea, căruia nu i-am făcut niciun rău, nu i-am vorbit urât, tocmai am spus că va fi consultat cât de repede pot. Nu aștepta din mult, efectiv, numai ce am ieșit la ușă și au atacat. Am simțit foarte multă premeditare, ură și violență din partea lor. Suntem oricum supra-solicitați, dar țin să menționez că față de alte zile totuși nu eram foarte aglomerați. Pacientul nu aștepta decât de 10 minute, un sfert de oră. Problema lui de sănătate s-a dovedit a nu fi o urgență, bineînțeles. Dar nu a fost vorba de lipsă de răbdare, să zici că persoana respectivă aștepta o oră, două, trei și erau mulți pacienți. Efectiv, i-am comunicat la modul cel mai normal și onest și frumos posibil că va fi consultat cât de repede posibil. Vom elibera paturi care erau pline, plus că erau și câțiva copii loviți care căzuse de pe bicicletă sau aveau câteva traumatisme și vedea colega mea de pe chirurgie infantilă. A fost, după ce am explicat respectivului, nu au trecut decât două secunde, mi-am întors capul spre altă pacientă, în momentul în care am fost lovit direct în gât, căzut, pierdut cunoștința. Este vorba de un fenomen care nu mi s-a întâmplat niciodată în cei 8 ani de zile de când practic medicina de urgență. Este un fenomen care te îngrijorează pe viitor. Eu personal sunt o persoană care poate să treacă peste, nu sunt nicio persoană foarte sperioasă sau am mai avut de-a face cu probleme destul de grave și cu pacienți de etnie romă, dar nu s-a întâmplat niciodată până acum asemenea violențe. Așa ceva mi se pare de neacceptat, să vii la spital, să aștepți 5 minute și apoi să ataci medicul direct în gât. Există un agent de securitate? Da, era în zonă, nu pot să spun că nu îl pot blama cu nimic, era în zonă, nici nu a avut timp să reacționeze. Eu am vorbit cu omul respectiv și în momentul când am atras atenția spre cealaltă pacientă care era gravă, cu un șoc anafilactic, care era umflată limba și buzele și avea nevoie de atenție imediată, efectiv, când am întors capul, am fost atacat, am fost atacat mișelește cu ură de un pacient căruia am explicat că va fi văzut cât de repede posibil. Asta e tot ce s-a întâmplat. Mi se pare foarte grav și foarte urât ceea ce se întâmplă. Am luat măsurile necesare, mi-am scos certificat medico-legal, am depus plângeri la poliție, aștept finalizarea situației, ancheta lor. Medicul Dragoș Barcă susține că pacientul se adresase mai întâi unui centru de permanență, fiind, după consultații, redirijat către centrul de primire urgențe, deși nu era o urgență medicală. Se pare că foarte puține probleme de sănătate se pot rezolva în centrele de permanență. Respectivul pacient pe care vorbeam mai înainte, și el a fost la centru de permanență și a fost trimis, redirecționat la către CPU. Nu știu ce să spun despre centrele permanențe. Din punctul meu de vedere, nu prea le văd utilitatea, pentru că nu iau de pe umerii noștri nici măcar 1% din cazuri. Medicul Dragoș Barcă și-a scos în timpul acestei dimineți un certificat medico-legal și a reclamat cazul la Poliția Municipiului Roman. Conform informațiilor primite, dosarul este în lucru, fiind înregistrat la poliție ca o plângere penală care va fi înaintată parchetului de pe lângă judecătoria Roman. Părâtul, dacă va fi găsit vinovat, urmează a suporta consecințele care ar putea consta în închisoare privativă de libertate de la 1 la 5 ani pentru agresarea unui medic aflat în exercițiu funcțiunii.